What? What? Când ai what? Mai registrez what? Sunteți mulțumiți? Salutare și bine ați venit la încă o ediție de World of Tanks! Pentru că în sfârșit a ieșit modul pe care l-așteptam. Prokhorovka! Sperăm că o să avem destule frame-uri. Pentru că am mers mai selectiv cu texturile pe care le-am înlocuit. Teoretic, copaci, tufișuri și pământul în general, texturile de relief. În rest am ezitat să mai pun altceva. Am XVM-ul, dar am tot uit să activez rațiile. Și nu pot trăiesc fără ele. Și o să... Scuzați, o să dăm cu Yak Tiger-ul ziua asta. Și zilele următoare, și zilele următoare. În mare o să dăm cu Yak Tiger-ul pentru că top of the tree pe luna asta e Yak Panzer V100 și vreau să-l iau. De ce să nu e un monstru super blindat? Hai să vedem totuși dacă putem să după ceva. Cum ar fi un... Ah! La naiba de Amex. O să vine, dar nu o să vine că vezi eu fuciu ca Bone Tree. Dacă scapă o să fi... Nu, o scapă... De asta nu treci linia. Firei de zevi. Și echipa noastră de retard s-a uitat că nu-i încantă. De fapt, fuck it. Eu, disable battle chat. Nu vrem să auzim prostii și bă, trebuie să fac un chestii mai multe ca să-i înjur oamenii pe what. Și oricât de mult m-am bucurat de opțiunea de a opri chat-ul, de multe ori mă enervez mai mult că nu pot să-i înjur. Mama lor. Dar pentru că pot să-i înjur așa pe viu pentru voi, nu cred că o să fie o problemă prea mare. Se vede? Se... Hai mai sus, firei, tu să fii. De acolo. Un E100 și cu mine pe partea asta, nu, nu-s mulțumit. Dar da, retarzi nu știu, am cu impresia că e encounter. Bă, pui! Ah! Fiecare să fie de turnul sau ce nu te trebuie deloc. Da, am mai jucat WoT, dar ne-am putut să înregistrez pentru cum am zis, Wargaming. Cred că ăsta e motiv destul de bun, Wargaming. Nici nu mai trebuie să explice, e Wargaming. Acum așteptăm și așteptăm. Se pare că nu numai noi, numai echipa noastră de retards consideră că e encounter și stag-ul e acolo. Deci, am tras 3 focuri, am nimerit un mare căcat cu ochi. Și o să mă duc mai mult în tufiș. Da, sigur, sigur. Sigur, o să atacăm. De 30. Ah, pentru asta trebuie să mă duc în față. Dacă mă duc în față, mă vede. Mă ved scouții. Nu, ne-am murit scoutul. Nu. Nu puteți. Da, nu te bagi în groapa aia, pentru că mori. Și cum doar e 100 l-a rămas pe aici, eu mă dau mai spate. N-are rost, n-am backup. TD-urile lor sunt aici, T30, Yak Panzer E100. Și cu scout. N-am armură să mă iau în gură cu Yak Panzer E100. Așteptăm să vedem cine are curaj să fie spotuit. Da, și au schimbat cum merge camuflajul la TD-uri. Acum, dacă vezi un tufiș, ești văzut pe tufiș. Asta nu o să stăm mai spate, da. Ia o să le fragmenta. Nu rata, nu rata. Mă ne ascundem în groapă, ascundem Mother Armor. Și degeaba.
Că un dracu m-a penetrat un T57 Heavy în armura frontală. Cam așa ne ia de tankuri. Lucky bastard. Penetrat în... Îmi vine să cred că m-a penetrat în Gunmantle. N-am făcut bounce deloc, cred. Cum naiba m-a văzut, bă, firea el să fie, am trei tufișuri în față. Pula mea de spotting mechanics. Un tufiș, două tufișuri, trei tufișuri, patru tufișuri, cinci. Bă, ăsta nu se pune că era bunie. Și m-au văzut un Ferdinand de acolo, puii mei de căcat de joc. Sau poate nu o să jucam cu Iacta Tiger atât de des, că moare, că m-a făcut spotting mechanics sau ca de obicei inconsistente. Dar deja știm asta. Wargaming is retard, spotting mechanics sunt stupide și Palora se plânge de Wargaming și de restul mecanicilor idiote în jocul ăsta. Birds flies, bla bla bla. Time 58 pentru că vreau să iau chinezul heavy de tier 8. Nu, nu-mi place. E ca T43, numai mai prost. Pe când rușii au T34 de 5 costă 44 penetrare, chinezii au Type 58 costă 20 penetrare, că motive stupide. Dar are puterea de tier 6 și poate, poate facem ceva. Deși fac o greșeală că mă duc primul, pentru că sunt sovieti. Depresia nu s-a inventat în țara asta. Depresia de tunul, depresia de vodka. Mhm, 34-5. Dar mă duc aici pentru că pot să fac asta. Mamă, ce s-a băgat ăla, era să iau una. Și bineînțeles că vine acum azi în spatele meu. Și fac bounce cu șinele. Pentru că idiot să freacă menta. Bine, oricum am făcut o greșeală cum m-am dus acolo. Nu e un mediu rapid, deci n-avea rost să mă rog. Am sperat că totuși până absurd nu o să fie Iac Panzer în partea la altă, dar de obicei s-a acolo. Am uitat, am greșit. Și de aia până nimic mai avem multe tankuri mediocre. Și o să întreba că și bani, hai să luăm cu 122. E o hartă unde nu avem o situație de aia, prea multe dâmburi. Și pentru că suntem sub vieți, nu avem depresie la tu. Nu, de ce ați face rush acolo când iau Pershing și T32? Nobody knows. Pentru că oameni stupizi. Retard și de mai departe. Dar spuneți că deja am... sunt într-o stare de proastă. Și că nu-mi găsesc cuvintele, asta e normal, bănuiesc. Deci da, am mai dat niște bătălii, am avut niște runde chiar bune și cu Type-ul și 58 și cu T43. Cred că le-am pus sus pe cele care au fost mai bune. Dar, deocamdată avem 32 de frame-uri. Atât timp când nu facem zoom-in. Și atunci avem, dar mai puțin partea în care se hotărăște, oi, zoom in, engine necăcat, incompetență și așa mai departe. E32, puteam să ne luăm de el dacă nu se uită la noi, o să-și abuși penetrare, nu facem mai lucru dacă se uită la noi. Asta bineînțeles dacă îl nimerim unde trebuie. 122-44 nu are precizie și nu știe cu ce se mănâncă precizie. Alo, domnul te... acolo. Erau că... uite-l. Vreau să verific aia să nu e distructibil. Asta trebuie tot să fie. Hai să dăm cu high explosive. Teoretic high explosive distrug mai mult din casă decât armă piercing, dar... poate greșesc, poate o schimbare. Ei, dacă vine acolo, îmi puști, împăcate nu vine acolo. E 43. Fuck.
Indian Panzer bătut de un T-43, ce nume. Casele lui Hector. Și toată echipa noastră de retras s-a retras. Fuck me. Unde e Yak Tiger? Unde... care l-a pus? Yak Tiger-ul e blocat pe pod, că e un bou. Deci de uite ce acolo, că ne-a spart. Fix lângă artilerie, ce zi proastă ar trece. Încă nu, se pare că nu trec podul în prea grăbit, dar... Nu știu cum mai resti Yak Tiger-ul. E mort. Teoretic de aici ar trebui să-i văd, dar... Nu mai dă timp cu ei, mai te uiți. N-ai învățat să conduci la viața ta. Poate nu, dar da. E să înveți să conduci tankuri. Teoretic, dacă faci Yak Tiger ce cred că face, m-am venit degeaba aici. Ca să-mi care ficamentă. Hellcat. T-32 e mort, rămas doar cu Pershing-ul și Bolș-urile. Bun, Pershing-ul și Bolș-ul sunt stânga. Și acum regret că m-am întors. Cred că singurul care a făcut damage lui Yak, la Yak Tiger a fost KV2. Ba nu, Yak Tiger a fost un bow! Și în loc să stea pe pod unde, unde să-și ascundă... armura de jos. A, tu uite după mine. Hai bă, omorâță-l în pizda mamei voastre. Au căcat. Trebuia să mă uit la el, măcar nu m-am damage. Pizda mamei voastre, te-ai tras. Nu bă, nu, nu. Să omoare eu un KV2 cu T-28 prototipul, mătii. Becil. Trebuia să stau să mă uit la el, trebuia să-i dau cam fire aici, dracu, mă gândeam. Mă gândeam că totuși se încarcă între timp. Și nu vreau să-mi iau damage, mă gândeam că ai mei fac treabă să duc peste el și-l omoară înainte să tragă în curul meu. Dar nu, tarzi. Alt motiv pentru care nu vreau să dau bot. Retarzi. Prokhorovka, iar de data asta confrontation în Germania versus America. În păcate America e mai bună. Nu chiar, de fapt. Un E4 de căcat. Patternul contra Yak Tiger nu prea merg. T30-ul o să promenat și T34. Deci vezi nou. Și noi avem două artilerii și două mouse-uri. Și două Yak Panzer E100. Teoretic ar trebui să câștigăm asta, relativ fără probleme. Practic vedem cât de retard sunt T-10-le. Și sunt destul de retarzi dacă TD-urile se duc în dreapta. Vreau să întreg Yak Tiger. Care... Măcar un Yak Panzer din aici. Și Panzer. Și ca după ce este măturășit. Pentru că după cum ați văzut contra tier 10 armura noastră e nimic. 250 înclinată la un unghi destul de penal e nimic. Și de fapt eu nu vreau să fiu spocnit. Jingle zicea că dacă nu vrei să fii spotuit, nu trebuie să vezi tu când tu fiși. Dacă tu fișul devine transparent, nu se activează camuflaj. După cum se vede aici. Și ăla suntem văzuți. Bun. Mai în spate. Perfect. Și ne bazăm pe spotting-ul altora. Scouts n-au decât T69 care putea să funcționeze ca scout. Am totuși 5 TD-uri, dar 4 dintre ele sunt imprecise. T30-ul, E4-ul.
problematic e E3-ul. Și bineînțeles este 5-7 porcăria cu autoloader. Și voi v-ați dus pe acolo, de ce? Da, mă gândeam că nu s-a place ei pe aici. Asta este când joci cu un TDX și nu ești top tank. Sau n-ai armură să te descurci ca top tank. Stai în spate și aștepți. Chiar dacă aveam stats-uri, puteam să mă ceva. Iac Panzer E100 urcă pe deal, că e un retard. T110-le s acolo. Și atât, am văzut doar un T110. T34. Unul de medii, pattern sau... Cineva are prea multă muniție. Și nu, nu pot să mă duc când artileria mai mare decât mine. Bine, nu mă ajut nici dacă artileria la fel de mare. T30 pattern. Am un T30 acolo. Tot au destule de ori pe aici. Ah, să vedem ce vedem. Oricum pot să fac pariu de pe acum că o să dea artileria mine. Shut up! Cine are chef să aștepte sfârșitul jocului aici? No! Dacă era acolo, teoretic putea să-l văd. Practic n-am idee. Hai băi, câștigăm! E o limită între a aștepta să vină inamicul la tine și nu o să trag în el. Dar nu înțeles că o să trag în el. Nu cred că m-a văzut. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jack King Tiger a murit. Da, și am pierdut tot ce era pe deal. Fucking idioți. Deci vine un E4 după mine, un M103 în stânga care încă în viu, cu toate că avem 5. 4 TD-uri, un E75, un King Tiger, și artele de aici. Cum n-ai bă l-a ratat? Vine tu să fii de tun. Domnul problemă. Cred că m-am văzut. Cum trebuie că am făcut bounce, mă, pe lateralul lui, the fuck? Ne. Poți să faci tu ce vrei, dar cu pola aia stupidă, nu o să-ți prea meargă.
Cum ai bat-o ratez, firea aia să fie. Atelierea pe care are alte probleme. Puțin 110, 4 s-au retras. Tot încă e 103 aici. Deci nu prea pot să fac manevre. Hai bă, în pizda mamei voastră, că nu vedeți că E4-ul e de acolo. Vai de curvosul de imbecili. A, 30. Vă mirați de ce vreau un IAC Panzer 104? Bine, bă, cine să mira, dacă să mira cineva? T-92, nu mai am artilerie, nu mai am probleme. Prea mare. Încă e 4 aici, trebuie să fiu atent. Nu mai că ți-am văzut ceva în felicul. Oh. Bineînțeles că m-am penetrat în armura mea de Kirneu. Ești mort, fraiere, ai stat pe drum cu autoloader-ul. Ce tipenie de treabă. Hai, mișcați-vă curul imbecililor. Că dracu vrei să vă ascult. Ce eroare a făcut. Noroc că nu mă mai vede, nu mai trage după mine. Bun. Măcar îmi iau spotting bonus. Să putea să nu fac bounce pe el, să putea. 3 kill în spotting, a fost o rundă ok, toate că a durat un secol. Cred că o să fac o pauză, mă la foame. Mastery badge, first class, 1299. A fost o rundă fantastică. Relativ. 5000 spotting damage, 4700 făcut eu personal, 1150 received. Scor bun! Yay! Dacă făceam dubla pasta, ce bine era, dar... Wargaming face alegeri proaste, spotting mechanics sunt stupide și dublele vin mereu la meciurile proaste. Revin, mă duc să mănânc. Și am revenit după felie de pizza. De casă! Care e mult mai bună decât orice poți găsi pe magazine. Hidden Valley Standard, ar fi o bătălie bună! Chiar foarte bună! Dacă n-ar fi artileria aia. În repul mare, cred că o să fac ce... Hai să rămânem... Păi ce pot să-s... Mă gândeam să mă duc în oraș, dar... N-am turel. Cu T110 E4, mă, aș fi dus în oraș. Asta dacă mai joc cu el, dar nu, urăsc porcăria aia. Cineva mi-a spus că T110 are avantajele ei. Da, are avantajele lui, ei. Noi n-avem pronume neutru în română. It. Dar avantajele de aia nu sunt destul de mari comparabile cu dezavantajele și tot ce poate să facă E4-le, T30 poate să facă mai bine. Cu excepția preciziei, dar sunt dispus să sacrific în precizie pentru depresie la tun, posibilitatea de a face hull down, o cupolă mult mai mică, o armură mai rezistentă, turelă. Deci da, am mers, m-am chinuit cu T-30, nu cu T-30, T-30 nu a fost un chin după ce am luat unul mare, T-30 a fost un tank bun. Prostotipul a fost un chin, T-28 prostotipul. Nu vrea să urce? Trebuie să urcăm, să ne luăm de la artilerie. Dacă n-au nimic acolo... Măi, că nu-i așa de
Dacă urcăm pe aici avem noi avantaj, pentru că puteți, eu cel puțin pot să-mi ascund armura. Dar dacă mă bag între bolovanii ăștia. Bine, mergire! Uite-o! Armură! Înclinată! M-au penetrat amândoi. Nu o să stau acolo. Ce dracu mi-a reparat? Păi să mă torghi? Armură! De căcat! Cred că au stricat și armura, nu știu de ce. Armor piercing! Nu știu ce mi-a reparat. În loc să mă repar șenilele. Dacă mi-aș fi reparat șenilele, poate aș fi scăpat, dar mă des. M-a penetrat în pantă, na. Care e și mai înclinată pentru că sunt un pic înclinat. Shit happens. Bine, oricum probabil m-au văzut un bolovan, deci mă așteptam. Da, în caz că erați curioț, pe asta am pierdut dublă. Ce balanță stupidă. 6 tier 6 contra 4 tier 6. 2 tier 6 și 2 tier 5. Săracul că avea unul. Dar e în schimba o tonă de heavy-uri și RTD-uri de tier 7, deci cât-ți de matchmaker, ca de obicei. Și dacă nu mai arată statisticile, cred că n-am stat eu XVM-ul bine. O să mă uit zilele astea. Dar așa chef n-am să mă uit. Și bineînțeles ar trebui de tier 7, că de ce nu? Wargaming și idioțenile lor. Stupizenile lor, retardismele lor și așa mai departe. Hai să murim, să murim, să murim. Că nu pot să penetrez nimic din față cu tunul ăsta de căcat. Și n-am viteză să-i flanchez. Că ăsta e un tank de căcat. O majoritatea tankului de jocul ăsta. Și Wargaming n-au nicio idee cum se balanceze nimic. Am putea să balanceze o cutie pe altă cutie. Avem ceva suport. Nu mult. Poate există. Noi putem să facem un pic de suport. Fără să explodăm. Crowell! Ce mai sunt? Care idioți ăștia de aici nu trag în ei! Ia și una mea XM4. Cred de ce nu. Dacă l-am penetrat. Am și Crowell să ia de mine. Ce? Mentă fricați, băi, nu. Sub 122, sus peste Cromwell. Iseu a trecut. Ah, de acolo poți să tragi în Iseu. Ok, are o idee bună. Azi dacă Iseu e cu curul. Probabil e. Ha, te op. Îmi place ei, ăla e un retard complet. O să fugim până să iasă pe 8. Dar pizda mătii de cur. Dă-i turela, dă-i turela. Aia îți vergi, m-am penetrat. Înseamnă că are un tun de căcat. Așteptăm să-i treacă sub 122 în spate. Nu-i mai trece sub 122 în spate. Dacă ar avea de prezi, ar putea să fac mai multe lucruri, dar da. Ce e aia?
Și bineînțeles că, măi, artilerie, are tancuri acolo, tancuri acolo, tancuri acolo. Dă după mine, măi, cac în jocul ăsta. Mediocritatea numărul 2, T-43. Vague Winning Counter, da, tier 8. Bineînțeles, dacă e mediocritate, trebuie să aibă și matchmaker stupid. Ce pot să penetrez în față? Nu. Poate. Probabil nu. Poate. O treime din tangurile lor pot scrie pentru în față. Este 6 KV 5, nici nu atâta nu-i penetrez. Dacă nu știu unde să tragi, chiar... Sunt o mediocritate cu șenile și nici n-am precizie. N-am penetrare, n-am precizie. Și fire rate-ul e de căcat. Dar nici nu pot să cânt, deci nu știu la ce vă așteptați. Și atât. Nici nu sunt prost să mă duc în față cu mediocritatea asta. Mai ales în tirop. Hai să vedem, ce vedem. Dacă vedem ceva. Încă la artilerie nu mai fel de mare în tir ca noi. Bravo, fantastic. Excelent. Antei 7-le deja e mort. Bună treabă. Că deja e pe steag. Și prostotipul stă acolo. Ce trebuie, face o treabă bună. Aș prefera dacă s-a dus să scout, facă scout, dar atât mi-a trebuit că e prostotip. Deja lovituri în lateral și moare din oraș. Deci n-are rost. Da. Și ce vrei să facem noi? Nu ai armură la tip. Te treci doi pe steag. Atât. E 43. Și 3. Ia, up. Și ping de gard. KV5 și Isus. N-are rost să fac lucrurile, adică nu pot să le penetrez nici de lateral. Când vreau să iau LQ, dar nu cred că-l prind. N-are rost să trebuie întâi de greu. Să vedem ce... What the fuck? Ha, ce precizie am. Humble-ul dă după el că e mai este. Da. Sigur. Îmi place când nu penetrez în față. Nu penetrez în Under Armor la un... O porcărie de tun! Utilitate de tank. Și cu ISU 6 în spate, nu pot să mă duc peste el. Eu că m-au luat. Ce să mai zic? Așa porcărie de tank care nu zboară și inelele nici la un ISU amărât. E clar. Încă una și gata. Bă, mirați de ce nu
aplaudez mod mai des. Pentru că am porcăriile astea de făcut și porcăria asta de joc cu porcăriile lui de mecanici făcute să vă fure banii. Bine, să vă fure, să vă păcălească, să vă prostească, să aruncați banii pe infectul ăsta, pe căcatul ăsta ambulant de joc. Și da, sunt conștient cât de ipocrit sună, având în vedere că încă mă joc porcăria asta, dar n-am altceva mai bună văd. Și voi vreți să vedeți, să mă vedeți cum sufer. Ah, Give Tiger, bineînțeles. Dar n-am destule tiger cu penetrare mare, aș putea să supraviețuiesc dacă trag în față, aș putea să fac bamus ocazional, până schimbă retarză pe gol, că nu mai fac bamus. Ce, la ce v-aș repați? Retarză, dacă nu poți să penetrezi în față, oh, gold. Și mă amuză idioții care zic, oh, nu mai e gol, acum poți să-l cumperi cu credit. Cumpără tu cu credit ăsta, non-stop, că să faci spam, să te văd, fără să dai bani pe premium sau pe tankuri premium. Te văd. Oameni, știi? Măcar pot să-mi ascund căcatul ăsta, dar mură jos. Unde e și mai penetrabilă și aproape două din trei lovituri o să-ți dea foc la motor. Pentru că, bineînțeles, într-un univers în care există UFO-uri ca IS-8-uri și pula mea de T-57 și alte căcaturi de autolodere fantasmogarice, nimeni din la german nu s-a gândit, oh, tot îmi dă ăștia foc la motor, hai să pun niște mai mult armură acolo, nu? Nu. Teoretic putem să facem hell down acolo, practic nu mai țin minte. A trecut mult timp de când m-am dus pe aici cu un TD. Și mai mult de când m-am dus pe aici cu Jack Tiger. Nu, problema e dacă ei se... nu vin. Și nu vin. Da. N-am mai să-ți fac loc. Ai văzut că Jack Tiger ești? Mă duc în spatele lui. E clar, trebuie să mergem că ei stă în spatele lui pot. Am uitat că fac asta. Rantul meu pe care îl făceam, am uitat că degeaba mă duc aici. Bine, degeaba mă și pe partea la viteza mea. Nu, măcar să moară unul pe altul. 1200 de la cover noi, într-un foc. Dacă moare acolo, pot să mă folosesc chipava lui. Ceea ce n-ar fi o idee proastă. Da, voi bine, cromelul ăsta. Cromelul, conqueror. Ste unul n-are, tu nu mare. Paul am o penetrat? Ce vrea? Au, 110. Place că mă penetrează și un T-34 în armură. Ce pula mea, mă? Uite, unde mă penetrează toți? Nici nu nimănesc cu mașina, pula mea! Mă penetrează numai acolo. Unde am pantă înclinată. Îți gura, mă. Ce, un T-32 m-a penetrat? Unde dracu m-a penetrat un T-32? Te mași în el de joc retal. Unde? Unde? Unde m-a penetrat când am 250 armură acolo? Fute mași în el și are 198 penetrare. Băga mi-aș pula în el de joc. Mă fut în jocul vostru retards de wargaming. Ce sunteți, imbecilii dracului. Ne vedem data viitoare.